Calificare dramatică în finala Cupei Regelui obținută de CSM Știința în fața echipei CSM Olimpia București. La finalul unui joc echilibrat, campionii României au învins cu 31-27, după ce au condus la pauză cu 18-17. Soarta semifinalei disputată pe teren neutru la Sibiu a fost decisă în ultimul minut al prelungirilor, când băimărenii au obținut în extremis victoria prin eseul marcat de Răzvan Ailenei și transformat de Luc Samoa. Meci plin de suspans, cu două echipe care au ieșit la joc, meci plăcut ochiului, în final am câștigat, zic eu, datorită unei mai bune pregătiri fizice. Din nefericire am avut câteva emoții, chiar dacă am început foarte bine jocul cu cei de la CSM, ne bucurăm totuși că am obținut victoria și ne-am îndeplinit obiectivul acela de a juca finala Cupei Regelui. CSM Știința va întâlni în finala Cupei Regelui formația Timișoara Saracens, care a învins în penultimul act al competiției pe teren propriu Universitatea Cluj cu 52-10. Ca și orice meci cu Timișoara, un meci între două echipe care se cunosc foarte bine, între cele mai bune echipe din campionatul românesc acum, meci deschis oricărui rezultat, echipa care va greși mai puțin va câștiga. Va fi un meci greu ca întotdeauna, pentru că orice meci cu Timișoara e unul care te motivează ca jucător. Avem și de luat o revanșă, deoarece am pierdut două meciuri cu ei în campionat. Și sperăm că va fi bine pentru noi și vom obține cupa. Finala primei ediții a Cupei Regelui se va disputa sâmbătă 12 septembrie pe stadionul Arcul de Triumf din București.